În perioada 1-30 septembrie au fost efectuate mai multe acțiuni și controle de către polițiștii de la imigrări. Oamenii legii au acționat pe linia prevenirii și combaterii șederii ilegale și a muncii nedeclarate a cetățenilor străini pe teritoriul țării noastre. Și am constatat mai multe nereguli în ceea ce privește angajarea străinilor în România. Per total, din cei 202 de străini depistați într-o situație ilegală în România, 92 dintre aceștia desfășurau activități lucrative fără forme legale. Dintre aceștia, o mare parte dintre ei au primit o măsură de îndepărtare de pe teritoriul României, măsură care putea să fie executată voluntar, iar în contextul în care nu au respectat termenul impus de noi pentru a părăsi România, au fost îndepărtați sub escortă, mai exact 33 de străini aflați în aceeași situație. De la începutul anului și până în prezent, polițiștii de la Imigrări Constanța au dispus revocarea a 357 de avize de muncă pentru străini din țări terțe. 264 de persoane desfășurau activități permanente în România, iar 83 doar în perioada sezonului estival. La 36 dintre acestea li s-a revocat dreptul de ședere pe teritoriul țării și au fost îndepărtați. Pe total putem să menționăm că am întocmit 184 de procese verbale de sancțiune cu amenzi în valoare de 541.200 de lei. Polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări desfășoară în permanență activități specifice pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale și a muncii nedeclarate a străinilor. În continuare vom desfășura activități inclusiv de informare a agenților comerciali în ceea ce privește angajarea străinilor în România, mai ales că constatăm din discuțiile cu aceștia că este un interes din ce în ce mai mare de folosirea forței de muncă din străinătate. Scopul polițiștilor este acela de a menține un climat de ordine și siguranță în rândul comunității noastre.